Am ajuns la finala mare a turneului Oltenii la padbol, finala mult așteptată, Flux Arena 1, ceea ce are în componență pe Olivian Surugiu și Victoraș Popescu, în echipament alb-negru, și Flux Arena 2 cu Mihai Roman și Laurențiu Dinuică de cealaltă parte. Va fi un meci spectaculos, fără discuție, aici pe Flux Arena, baza din Craiova, ce poate găzdui meciuri de mini-fotbal, meciuri de tenis și turnee de padbol și nu numai. Cine dorește poate veni să încerce măcar o dată terenurile bazei Flux Arena. Mihai Roman începe cu o dublă greșeală pentru formația Flux Arena 2. Cu siguranță își doresc cei de la Flux Arena 2 să câștige acest meci pentru a fi considerați echipa numărul 1 a clubului. Blocaj bun făcut acolo, însă mingea s-a dus în afara terenului, 0-40 deja. Surugiu și este 1-0 pentru Flux Arena 1. Victoraș Popescu. S-a oprit Dinuică și Roman. Mingea se va repeta. Blocaj acum făcut de Surugiu și mingea se duce în afara terenului. Pot face re-break, însă din blocajul lui Dinuică mingea se duce în afara terenului. Vă invităm să distribuiți acest live pentru a ajunge la cât mai mulți iubitori ai padbolului. Roman și punctează. Nu, mingea s-a dus în afara terenului, a lovit geamul. Este avantaj pentru Surugiu și Popescu, cel puțin asta indică tabela de marcaj. Nu reușește Surugiu să păstreze mingea.
Este din nou egalitate, Popescu, Surugiu și punct pentru formația Flux Arena 1. Trebuie să se repete serviciul. Direct în afara terenului și este 2-0 pentru Flux Arena 1. Mă aștept la un meci cu 3 seturi, am mai spus-o. Da. Ne rămâne de văzut acum. Cert este că Flux Arena 2, iată, este la primul meci în care este condusă. Mă reamintesc, din 5 meciuri disputate până acum, 10 game-uri, 10 seturi jucate, scuze, au obținut sau au pierdut doar 13 game-uri, 7 seturi cu 6-1 câștigate, 3 cu 6-2. 15-30 sau 30-15, pentru că vorbim de scorul la serviciu. Imediat după meci va avea loc festivitatea de premiere. Blocaj bun făcut acolo de Mihai Roman. Surugiu la serviciu, scoate din uică, însă în afara terenului voleul lui Mihai Roman. Aut primul serviciu al lui Surugiu. Formația lui conduce cu 2-1 și 30-0. Nu reușește Mihai Roman să trimită peste fileu această minge și aproape se reface diferența de 2 puncte, Surugiu și Dinuica. Out și 3-1 rapid pentru Surugiu și Popescu. Bun blocaj făcut acolo la dublu de Dinuică și Roman. Popescu, bun blocajul făcut de Mihai Roman și punct pentru Flux Arena 2. Prinde însă acum Surugiu blocajul lui Dinuică, mingea cade în terenul
să reia serviciul. ...30-15 pentru Flux Arena 2, pentru băieții în albastru. Mingea din Mihai Roman se duce în afara terenului și este punct pentru Surugiu și Popescu. ...40-30 la serviciu. Ce blocaj face acolo Mihai Roman. Mingea se duce peste teren și 3-2. De față de anul trecut a crescut și premiul pentru câștigători. Anul trecut am avut 1000 de lei pentru premiul întâi. Acum vor fi 2000 de lei pentru câștigători, 1400 de lei pentru locul 2, 700 de lei pentru formația din Giurgiu, pentru că știm deja cine a terminat pe poziția 3-a la acest turneu, formația Giurgiu 1, care a trecut în finală cu 6-4-6-4, de, am putea spune, surpriză prin prisma vârstei celor doi jucători de la ProWin Târgoviște, sau măcar a unuia dintre jucătorii de la ProWin Târgoviște, și mă refer aici la Țipilic, care are Țiplic, mi-a fost tras atenția de multe ori, am zis Țipilic, are 61 de ani și de asta zic că poate o surpriză, ținând cont că au jucat două meciuri foarte lungi, oboseala, așa a spus cuvântul, și se face 3-3, o reacție a lui Dinuica la Cristiano Ronaldo, euforic, așa cum știm gesturile lui Ronaldo după fiecare gol marcat, aceeași reacție a avut-o și Laur Dinuica. Tot el la serviciu, sau mă rog, a urmat la serviciu după ce a făcut punctul câștigător și iată revenire pentru Dinuica și Roman de la 1-3, 3-3. Nu a ieșit primul serviciu, probabil va fi un serviciu simplu acum. Important să prindă terenul. Roman va încerca forfeca. O face! Și punct spectaculos, cel mai spectaculos al finalei. A mai reușit o farfecă și în semifinală. Iată, fac 30-15. Aud primul serviciu al lui Dinuica. Dacă vor câștiga setul, vor prelua pentru, sau vor conduce pentru prima dată în această finală. Bloc în aut acum din partea lui Roman. Încearcă acum și Surugiu și i-a ieșit atacul. Iată, sportiv Dinuica recunoaște că nu a atins mingea și a fost aut.
4-3 pentru Surugiu și Popescu. Își luaseră puțin avânt. Își luaseră puțin avânt Roman și Dinuică. Au câștigat două game-uri consecutive. A fost acea farfecă spectaculoasă a lui Romanica. 0-15 la 4-3 pentru Surugiu și Popescu. 30. Out serviciu. Roman cred că a avut impresia prima dată că mingea s-a dus în out. Voleu în afara terenului din partea lui Dinuică. 40-40 cu 4-3 pentru Surugiu și Popescu. Surugiu la serviciu. N-a avut atacul Popescu și punctează Surugiu în avantaj. Băieții în alb. Out primul serviciu. Cinci-trei pentru Surugiu și Popescu. La serviciu Mihai Roman. Servește pentru a rămâne în acest set. 30-0. Bun blocajul făcut de Mihai Roman și sunt 3 mingi de 4-5. Îl atinge mingea pe Roman și pică în terenul propriu. Cât de frumos au salvat această minge Surugiu și Popescu și punctul le aparține. N-au însă unul de recuperat pentru a egala situația la 40.
reușesc acest lucru de la 0-40 la 40-40 pe serviciul lui Mihai Roman. Out serviciul. Bun blocajul făcut de Mihai Roman. Out primul serviciu. Dar punctează Oli Surugiu și din nou egalitate. Oh, ce bătaie aici la fileu între Surugiu pe de-o parte, Dinuică și Roman pe de altă parte. Câștigă punctul acesta Roman și Dinuică. Cât de frumos i-a pus la colț pur și simplu Surugiu pe Roman și pe Dinuică. Net serviciul lui Mihai Roman. Avantaj pentru Surugiu și Surugiu și Popescu. Al doilea serviciu pentru Mihai Roman. Auci este 6-3 în primul set pentru Surugiu și Popescu. S-a reluat meciul cu setul secund
Primul a fost adjudecat de perechea Popescu Surugiu cu 6-3. Iată, reușește Surugiu să țină mingea în teren, la fel și Popescu, însă Surugiu nu mai are puterea să o trimită peste fileu. Să sperăm că Popescu nu s-a lovit rău. Mi-aduc aminte anul trecut, în finala Craiovenilor cu Petbol București, Surugiu s-a accidentat cu două game-uri înainte de final, n-a mai putut continua. Făcea atunci la fel pereche cu Popescu și a intrat Dinuică și l-a suplinit foarte bine. Trage tare Mihai Roman și câștigă, iată, primul set la acest turneu pierdut de Flux Arena 2. Și astfel echipa întâi a celor la Flux Arena rămâne singura fără set pierdut la acest turneu. Zero la seturi în acest 1-0 la game-uri, 1-0 la seturi pentru Flux Arena 1, 1-0 pentru Flux Arena 2 în setul 2. Punct făcut de Dinuică din serviciu. L-a scos din afara terenului Dinuică pe Popescu cu acest serviciu și iată 2-0, 2 ași reușit, reușește Dinuică, 3-0, incredibil, a intrat tot în acest game. În acest set 2 pentru Flux Arena 2. Aud primul serviciu al lui Surugiu. Mult mai hotărâți în acest set 2 jucătorii Roman și Dinuică. 30-0. Trece peste, a trecut peste fileu, însă nu prinde terenul. Nici de această dată și de la 30-0 se face 30 egal pe serviciul lui Oli Surugiu. Pentru Roman și Dinuica, cei care conduc în acest set 2 și fac 3-0.
iată, deși colegi la club, exact ce spuneam și mai devreme despre această finală, cu siguranță nu vor ține cont de faptul că sunt colegi și acum se face 3-0. Mai devreme au trecut în avantaj craiovenii. Am crezut că au deja avantaj, dar era egalitate. Aud serviciul lui Surugiu, lui Mihai Roman, ambii jucători sau fost jucători de Liga 1 la fotbal, probabil vor reuși să atragă și alții fotbaliști spre acest sport, nu numai să-l urmărească, să-l și practice. Aproape de 4-0. Blocajul lui Roman pică în terenul propriu. Din nou foarfeca lui Mihai Roman și de această dată blochează Popescu și Surugiu, însă pentru moment, deoarece câștigă și se face 4-0. Ne îndreptăm spre un set decisiv, fără discuție. Ar fi și păcat ca una din echipe să câștige în două seturi. Sunt prea bune, sunt de nivel apropiat. Și ar fi bine ca decisivul să se stabilească la tie-break. Chiar dacă și ei și noi suntem, sau cu toții suntem obosiți. Roman atacă însă direct în fileu și este punct pentru Surugiu și Popescu. Egalitate la 30. Minge de 5-0 pentru Dinuică și Roman. Aud primul serviciu. Ce forfecă reușește din nou Mihai Roman. Fără discuție, cel mai spectaculos jucător de la acest turneu.
Este egalitate în acest game 5 din setul 2. Aud primul serviciu. Blocaj din nou foarte bun al lui Mihai Roman și din nou avantaj pentru Flux Arena 2. Și exact cum spuneam mai devreme, ne îndreptăm spre un set decisiv. Blocaj în out din partea lui Popescu și este 15-0. Iată cât de spectaculos țin mingea în teren Roman și Dinuica. Însă nu mai pot să o trimită încă o dată spre terenul advers. Dinuica și el pare să fi lovit la gleznă. Greșește preluarea din Uică și egalitate la 30. Și iată o primă șansă de break pentru Surugiu și Popescu. Nu au luat niciun game în acest set 2. Out. Se face 5-1.
s-a reluat. Jucătorii au avut nevoie și ei de o pauză, chiar dacă nu a fost final de set, însă sunt storși din toate punctele de vedere. Au depus multă energie. Ne îndreptăm spre set decisiv în această finală, așa cum era normal să se întâmple între cele mai bune echipe din competiție, cele mai bune echipe din România. 30-15 pentru Dinuică și Roman. Popescu este la serviciu. Ține Roman și este out din partea lui Popescu. 40-15. A reușit Mihai Roman să trimită peste, să vedem Dinuică. Roman din nou, Dinuică, și se face 6-1. 1-1 la seturi după 6-3 pentru Surugiu și Popescu în primul set. Iată, Dinuică și Roman reușesc să se impună și să...
Au revenit jucătorii pe teren și s-a reluat meciul. Dinuică Roman la serviciu, 15-0 în acest început de set 3. 6-3 pentru Surugiu și Popescu, 6-1 pentru Dinuică și Roman, iar acum Roman pe serviciu are 30-0. 40-0. Mingea din Surugiu se duce în afara terenului. În aut serviciul lui Roman. Foarte motivați am văzut pe cei patru jucători. Chiar și în această scurtă pauză între seturi. Blocaj bun făcut de Roman. Oh, îl prinde din nou în colț acest șut al lui Popescu pe Laurențiu Dinuică. Și este punct pentru Surugiu și Popescu. Două puncte consecutive de la 40-0 la 40-30. Din nou foarfecă pentru Mihăiță Roman, 1-0 în setul 3 pentru cei doi jucători în alb și albastru. Zero din nou pentru Roman și Dinuica. La serviciu este Oli Surugiu. ...40-15 pentru Dinuică și Roman. ...2-0 se face scorul pentru băieții în albastru. Este rândul lui Popescu să puncteze spectaculos. Alături de mine proprietarul acestei superbe baze, unul dintre organizatorii turneului și patronul echipei sau echipelor, celor două echipe se întâlnesc astăzi în această finală, domnul Nicu Zăvoi. Bună ziua, felicitări pentru tot ceea ce ați reușit să faceți aici și felicitări pentru acest turneu reușit. Iată o finală, Flux Arena 1, Flux Arena 2. Probabil sperați să se întâmple acest lucru, dar ținând cont că au fost 16 echipe, se putea întâmpla orice, Doamne ferește, să apară o accidentare și automat unul dintre jucători să fie scos din joc. Corect, așa este. Ce să spun, două echipe bune, un turneu reușit, zic eu, cu echipe care au crescut în nivelul jocului. Față de anul trecut. Față de anul trecut, sunt în creștere, m-am uitat, chiar sunt foarte bune. Bine, o finală echilibrată cu două echipe ale bazei Flux Arena. Ce să spun,
cel mai bun să câștige, care e mai în formă. Deci nu aveți o favorită? Na, am așa în sufletul meu favorită, dar până la urmă cel mai bun să câștige. Ce să spun? La Rădăuț, la turneul de la Rădăuț Tânou-Bucovine, au câștigat Slugiu cu Victoraș Popescu. Acum văd că este destul de echilibrat, puțin avantaj și... Să spunem că a fost la fel, aceeași finală și aceeași acolo, și au câștigat tot în 3 seturi. Tot în 3 seturi, da, s-a câștigat. Acum văd că suntem tot în setul 3, cu un avantaj pentru Victor, pentru Laurențiu și pentru Roman. Ce să zic? Na, e ok până acum. Aveți cele mai bune echipe din țară. Vă gândeați în acum 2 ani sau când 3 ani, când ați adus prima suprafață de joc, când s-a dat drumul la acest proiect, vă gândeați că atât de repede jucătorii din Craiova vor prinde tainele acestui sport și vor deveni cei mai buni din România? Să spun sincer, mă gândeam să facem o echipă bună, chiar două. Fiindcă băieții care au venit la bază se vedeau că au talent, știu și le place, dar într-adevăr la început, până s-au antrenat, până s-au pregătit, deci a durat. Când ne-am dus la turneuri, la turnee nu ieșeam din grupe, eram să spun, luam cupa fair play, cel mai nu băteam pe nimeni. Royal București. Da, da, da. E, bine, o să crească și ei, că am văzut niște jucători și la Royal București, ne-am spus și băieților care au venit tot din fotbal și se vede că au talent, că știu cu mingea și, eu știu, prin pregătire, prin antrenament, cum vin și băieții tot timpul când vor să vină au la antrenament, prin asta crești, prin progres, adică dacă joci, îți faci asta. Am văzut și la Timișoara, echipă care a venit acum chiar noi, dar dacă se vor antrena, se vor pregăti, eu zic că va fi din ce în ce mai echilibrate turneele. 3-1 pentru Dinuică și Roman. Și apropo de Mihăiță, există riscul pentru dumneavoastră să-l pierdeți, pentru că probabil va începe antrenamentele la echipa de fotbal la Universitatea Craiova și știm că dacă participă acolo, greu să-l mai prindeți, poate doar așa la antrenamente, să vină să facă o mișcare. Dar pentru turnee va fi foarte greu. Ținând cont că la promovarea de care ați avut parte în ultimele 2-3 săptămâni în mall-ul din Craiova, acolo unde a fost amplasat un teren, au venit jucătorii celor două echipe din Craiova, vă așteptați, nu știu, un aflux așa de foști jucători care să vină să înceapă să joace și de ce nu să meargă alături de dumneavoastră la turnee? Da, este posibil să-l pierde pe Mihăiță Roman dacă începe pregătirile și antrenamentele. Na, o să mai căutăm, o să facem o selecție pentru Laurențiu, să mai facem încă o echipă bună. Despre când am avut un teren de padbol în mall, eu zic că a fost o promovare foarte frumoasă, foarte bună pentru acest sport. Au venit și jucătorii de la cele două echipe. Aș vrea să comentați această fază, această foarfecă, dacă ați văzut al lui Roman. Specifică lui, da. La Roman e a cincea, cred că, în acest meci, care a reușit să foarfecă. E un jucător tot talentat, un jucător bun. Au crescut și ei în cel mai bun blocaj, foarte bun blocajul amândoi. Dar bine, nereușit, dar se apără foarte bine. Laurențiu cu ăsta... Victoraș cu Surugiu sunt foarte buni trăgători, amândoi, ei se apără foarte bine. Și ce să zic? Da, jucător foarte bun, fără discuție. Bine, este și zona aici. Pierd Dinuică și Roman pe propriul serviciu. Se face 3-2, echilibrat acest meci, așa cum sincer mă așteptam. Cred că să fie până la capăt așa pe placul celor care ne urmăresc și de aici de pe baza Flux Arena, cât și de pe Facebook sau de pe YouTube. Cred că ar merge un tiebreak. Ar fi frumos. Da, să fie un meci echilibrat, un meci spectaculos cum a fost și până acum. Da, ar fi frumos. Acum nu știu, să vedem cum decurg lucrurile. Ce urmează pentru Flux Arena? Și mă refer aici la competiții pe care să le organizați aici, nu neapărat de padbol. Bineînțeles, ce urmează și pentru echipa sau echipele de padbol ale noastre în acest an? Este
croit așa programul competițional al, până la finalul lui 2021? Vis-a-vis de bază, pe proiectele care am avut la bază pe turnee, la fotbal, tenis, fotbal, tenis, tenis cu piciorul, padbol a fost și probleme cu pandemia, am avut, na, s-au renunțat la ele, se, deocamdată, până la sfârșitul anului, s-ar putea să avem un turneu de, de mini-fotbal, undeva prin septembrie, pentru echipa de padbol, pentru echipele clubului de padbol, urmează turneul Moldovei la Bârlad, în august, după în octombrie va fi Cupa României, turneul Cupa României la București, la stadionul Emanoliu și cam asta sunt activitățile. Acum depinde și cum decur lucrurile cu pandemia, cu problemele care sunt. Asta e, vom vedea, dar în septembrie, undeva pe la mijlocul septembrie sau sfârșitul lunii septembrie, va fi un turneu de mini-fotbal național. Suntem în discuții să vedem acum ce se realizează. Adulți sau copii? Nu, adulți, adulți, da. Legat de Federația de Minifotbal sau? Nu, este... încercăm pe firme, pe companii, cu... împreună cu... cu Călin Pantelimon, care să ne ocupăm să organizăm turneul. Foarte frumoasă fază. Din nou foarte clar. Da, 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 și reușită. Foarte frumos, e specific lui, e un jucător bun. Asta e. După vom avea festivitatea de premiere, deci vom vedea acolo pe podium, știm echipa de pe locul 3, formația din Giurgiu și au venit cu 3 echipe la acest turneu. Da, și și-au crescut foarte mult și la ediția trecută din, care a fost la Rădăuți, turneul Bucovinei, au ocupat locul 3, o echipă bună, serioasă. Acum văd că mai venit cu încă 2 echipe, deci asta înseamnă că se progresează și la nivel de oraș de Giurgiu. Un club puternic. Adică un club puternic și văd că din ce în ce, adică o să avem echipe puternice ca sport, ca văd că ia din ce în ce mai mulți iubitori de, de padbol și da. Voi vă mulțumesc pentru că ați fost alături de, de noi. Încă o dată felicitări pentru tot ceea ce ați reușit aici. Mulțumesc și sper să avem o finală frumoasă până la sfârșit și cel mai bun să câștige. Da, este. Așa este. Și să fie cel mai bun să câștige, că sunt ai noștri. Exact, cel mai bun să câștige. Oricum, cupa va fi în bănie. La Craiova. Rămâne în vitrina clubului. Mulțumesc, domnul Zăvoi. 4-3 pentru Dinuică și Roman în acest set 3, 30-0 pentru Surugiu și Popescu, cu Popescu la serviciu. Să vedem atacul lui Mihai Roman, care reușește să puncteze 30-15 pe serviciul lui Popescu. Aud primul serviciu. Aud și atacul lui Mihai Roman. Patru, ca la teatru, aici pe baza Flux Arena din Craiova. Și ne îndreptăm spre tie-break în acest set decisiv. Mingea din Dinuică se duce în afara terenului. Cine va câștiga acest game va avea, putem spune, un ascendent moral în tentativa de a câștiga și partida. Dinuică, Roman, din nou Roman reușește farfeca, însă de această dată mingea nu rămâne în terenul advers, alunecă Dinuică, din păcate pentru el și pentru Roman și este punct pentru Surugiu și Popescu. Ah!
40-0 pentru Surugiu și Popescu pe serviciul lui Mihai Roman. Greșește preluarea Dinuică și este 5-4 și vor avea serviciu Dinuică și Popescu. Ar putea fi ultimul game al acestui match. Surugiu și Popescu au 5-4 și serviciu, însă este 15-0 pentru Roman și Dinuică. Roman ridică pentru Dinuică, nu reușește să puncteze, o face acum Surugiu. Cincisprezece egal. Treizeci 15 pentru Surugiu și Popescu. De încă două puncte m-au nevoie pentru a câștiga acest meci Surugiu și Popescu. Bineînțeles, de două puncte și să nu piardă altele. Să nu se înțeleagă că indiferent de câte pierd, două punctele ar mai trebui să câștigi. Blocaj bun de această dată, să vedem. 30 egal. Au atacul acum și minge de meci pentru Surugiu și Popescu. Minge de meci, așadar aud primul serviciu. Atacă Dinuică, nu reușește să puncteze. Acum Surugiu ține, oh! Cât de spectaculos. Out, 40 egal.
40 egal. Avantaj la primire. Dublă din partea lui Oli Surugeu. Ia vezi. Avantaj pentru Surugiu și Popescu, egalitate. Din nou avantaj pentru Surugiu și Popescu. Continuă thrillerul dintre Roman Dinuică pe de-o parte, Popescu Surugiu pe de altă parte, 5-5. Au salvat 3 mingi de meci Roman și Dinuică. Oh, din nou reușește. Și ce blocaj face acum Dinuică? Priviți ce lupte se dau aici la fileu. Roman nu punctează, o face însă Popescu. Blocajul lui Dinuică se duce în afara terenului. S-a încins lupta acum pe finalul jocului. Se joacă cu ardoare fiecare punct. Out. 15 egal. Treizeci-15 la primire. Patruzeci-15 pentru Surugiu și Popescu. Este din nou în avantaj echipa Popescu-Surugiu, 6-5, și vor avea serviciu. Popescu va servi. La serviciu.
15 egal. Sincer, îmi doresc un tiebreak, iar acolo cel mai bun să câștige. Aud primul serviciu al lui Popescu. Treizeci-cincisprezece. Treizeci egal. Roman 40-30. Patruzeci egal. Și o nouă minge de meci pentru Surugiu și Popescu. Avantaj de data aceasta pentru Roman și Dinuica. Ei, și cum se putea încheia acest game cu o nouă foarfecă a lui Mihai Roman? Și ce mi-am dorit, asta s-a întâmplat, avem tiebreak în setul decisiv.
1-0 pentru echipa în alb. Se face scorul în acest tie-break decisiv al finalei dintre Oli Surugiu, Victoraș Popescu pe de-o parte, Mihai Roman și Laurențiu Dinuică pe de-altă parte. 3-2 pentru perechea în alb. Trei și se va schimba terenul. Pentru Dinuică și Roman. Iată, mingea ținută în teren. 4-4. Din nou conducerea Surugiu și Popescu. Și 6-4 pentru Surugiu și Popescu. Două mingi de meci. Și victorie pentru Surugiu și Popescu în acest meci fantastic contra lui Roman și Dinuică. Aplauze din partea celor prezenți aici la teren. Sunt toți prieteni. Se felicită. Felicitări jucătorilor, felicitări organizatorilor. În câteva momente festivitatea de premiere aici.